o săptămână am primit o solicitare de la primăria din Hlipoca și din spitalul din Hlipoca, în care ne cerea ajutorul, având în vedere că au în ultima perioadă foarte mulți refugiați. Foarte mult din zona Kiev, Mariupol, au venit spre graniță și s-au oprit după Cernăuți, au venit în Hlipoca. Având în vedere că ne-au solicitat sprijinul, am vrut să văd exact situația la fața locului, să vedem cu ce putem să-i ajutăm, că ar fi foarte important dacă putem să-i sprijinim și populația din Ucraina ar rămâne în acea zonă, pentru că ei sunt deschiși și doresc să nu treacă granița, să meargă mai departe sau să tranziteze România, iar pentru noi ca stat ar fi important ca aceste persoane să rămână în această zonă. Motiv pentru care sâmbătă m-am deplasat cu o parte din colegii de la DSP. Am fost în această zonă și am stat de vorbă cu primarul de la Hlipoca și am vizitat spitalul și centrele de refugiați din această zonă. V-a fost teamă? La momentul în care ați decis să faceți această deplasare, v-ați gândit? Toată lumea din jur m-a sfătuit să nu plec, dar în general sunt determinată și oricum prin natura meseriei sunt mai puternică. Și știam că e o zonă oarecum nu e chiar cea din zona Kievului sau din zona de conflict, sunt un pic mai feliți, deși cu o zi înainte ambulanța din Hlipoca a fost împușcată, s-a tras în această ambulanță fiind în misiune. Da, dumneavoastră ați adus o frântură din ceea ce ați văzut acolo. Noi avem pregătit o serie de imagini, o să-l rog pe colegul meu, tânărul meu coleg Eduard Ruțu, care face parte din echipa noastră și care a făcut posibil alături de alte persoane amenajarea acestui studio virtual. Îi urăm și lui bun venit. Edi, dacă vrei, te rog să dai drumul la acele imagini. Iată, avem imagini din vizita dumneavoastră din Ucraina, de la Hlipoca, ați spus. Da. Și aș dori să-mi spuneți exact ce ați văzut acolo. Acest oraș e undeva la 30 de kilometri de graniță. Eu am vizitat spitalul din Hlipoca pentru că ei ne-au solicitat cel mai mult medicamente și materiale sanitare. Este un spital cu 480 de paturi și un spital care pentru mine, ca medic, ca și infrastructură medicală, vedem aici un cabinet de consultații, chirurgie. Da. Cum stau pe partea de infrastructură medicală? Au rămas în timp. Undeva dotările sunt din anii 60-70, deși spitalul este extrem de curat, din punct de vedere al igienei este perfect, dar în schimb infrastructura și tot ce înseamnă dotări au rămas undeva în anii 70. Ați avut escortă din partea autorităților ucrainene? Da. Voiam să vă întreb, când ați trecut punctul de trecere a frontierei, ați așteptat? Sau... Nu, am primit sprijinul și am putut trece separat pentru a ajunge la fața locului, pentru că din imaginile care am reușit să pot să vi le arăt și dumneavoastră, în vamă, la intrarea în România, era culoarul cu persoane care veneau pe jos, care erau în jur de 1000 de persoane, mame, copii, cu copii de toate vârstele, iar ca și mașini erau undeva la 10 km de mașini la intrarea în țară la noi. Dar am avut sprijinul autorităților și am putut trece ușor în punctul de frontieră. Aveam din nou o imagine, dacă se poate relua aici. Aici este o sală de chirurgie. V-am spus, m-a impresionat foarte mult, deși este foarte curat. Dotarea a rămas undeva în anii 70. Sunt oameni inimoși, oameni care vor să facă treabă, vor să-și țină și victimele și să, inclusiv refugiații, să fie cazați în centrele lor, dar au nevoie de sprijin. Exact, vă vedeți și noastră imaginele astea, comparativ cu ce avem noi în spitalele noastre, și vorbesc de județul Botoșani, putem spune că suntem cu 30 foarte norocoși. Am văzut dezinfectant pus într-un vas de metal cu capac. Noi ne supărăm uneori când nu merge senzorul de la dezinfectant sau și așa mai departe. Și încerc să, împreună cu ajutorul celorlalți, să putem să-i sprijinim, pentru că pentru noi ar conta foarte mult
ca aceste persoane din Ucraina să rămână la ei. Aici vedem o rezervă. Da, o rezervă de la maternitate. Un singur incubator la 100 de paturi. Deci au maternitatea, secția obstetrică, au toate ginecologie secții, integrate în da, spitalul exact, de care făceați chirurgie referire. Generală, unitatea de primiri urgențe, cum ar fi unitatea de camera de primiri urgențe, este o cameră undeva de un metru pe un metru, deci foarte mică, în care era un singur birou și un scaun în care pacientul intră și stă de vorbă cu medicul. Și spuneați că această unitate spitalicească avea undeva la o capacitate de 480 de locuri, erau toate fixe, plus ocupate? Sau? În momentul de față autoritățile le-au solicitat să elibereze spitalul. Ei au deservit și pacienții COVID. Deci este ambulanța cea da, care s-a ambulanța tras. De care făceați vorbire. Da, ce da. S-a întâmplat cu... În timpul misiunii a fost, s-a tras focuri de armă și acum se caută cine sunt persoanele care au tras în această ambulanță. A și fost vorbim norocul. Totuși de o zonă unde nu există război în adevăratul sens al cuvântului. Exact, dar sunt baricade, sunt, ei sunt pregătiți pentru că foarte multă lume și toate autoritățile i-au pus în gardă că e posibil să fie la rândul lor loviți de acest război. Am avut mai devreme imagini și cu acea coadă impresionantă de care făceați vorbire cu acești oameni care așteaptă să intre în România pentru da. A-și salva viețile. Doamna doctor, ce v-au transmis cei din Clipoca? Care sunt necesitățile lor și de ce anume ar avea nevoie din partea noastră, a celor de la Botoșani și cum i-am putea noi sprijini în acest sens? Ei ne-au solicitat de la materiale sanitare, pături, paturi pentru zonele de unde sunt vor fi cazați refugiați, iar pentru spital au nevoie de tot ce se poate, de la medicamente, perfuzii, orice fel de material sanitar. Nu au cerut cantitativ sau au cerut sprijinul nostru, ei sunt deschiși să facă, să-și facă treaba. Pentru noi ar conta foarte mult, că vă dați seama din informațiile care le avem, numărul de persoane care vor ulterior să vină în România e posibil să fie foarte mare. Noi suntem un județ mic și la noi viața este grea, avem și noi oamenii noștri săraci, oamenii noștri bolnavi și va fi greu să avem un număr foarte mare de persoane care să le îngrijim. Ieri, de exemplu, a venit o fetiță de 15 ani care s-a internat la pediatrie cu o traumă abdominală după un accident rutier în Ucraina, care a fost internată la noi la pediatrie și doar un caz. Dar în momentul în care vor veni mai multe cazuri, va fi foarte greu să putem face față unui aflux foarte mare, pentru că primul pas este județul de graniță, Suceava, Botoșani. Ulterior vor tranzita sau vor pleca mai departe. Și important ar fi pentru noi dacă am putea reuși să-i susținem, să-și poată gestiona singuri situația locală. În cazul în care, să zicem, prin absurd, printr-o conjunctură, spitalul din Clipoca ar fi bombardat, ce patologii am putea prelua noi pentru a trata la Botoșani? La nivel național s-a discutat, nu fiecare județ a venit cu o ofertă de paturi și locuri pentru pacienții dializați, pentru pacienții cu TBC, oncologie, diabet, deci pentru patologia cronică. De asemenea, s-a cerut locuri de politraumă pentru secțiile de chirurgie, neurochirurgie, chirurgie plastică și terapie intensivă. Noi am dat numărul de paturi în care am putea să putem ajuta acești pacienți, dar noi ne-am dorit ca să nu ajungem în situația în care să fim nevoiți să preluăm acești pacienți. Dar că o să fie nevoie, clar că colegii mei vor pune umărul și la rezolvarea tuturor cazurilor. Am putea prelua inclusiv militari răniți? Se discută treaba aceasta, pentru că în Ucraina sunt multe spitale lovite, inclusiv maternități, secții de neonatologie. Bun, nu toți pacienții vor veni la Botoșani, dar un număr va veni și la noi. Și atunci am preferat să-i ajutăm pe ei să autogestioneze ei acolo, dacă vom reuși. Dar noi suntem în mare măsură, suntem dispuși să sprijinim toți pacienții care ne vor fi trimiși. Am înțeles că la Galați au fost două cazuri care au fost
mamă și fiu, care au fost loviți, împușcați în mașină, au fost transferați la Galați. La Botoșani, cu excepția doamnei care a fost pozitivată și acestei fetițe de 15 ani, de care ați făcut mai devreme vorbire când a ajuns la secția de pediatrie, a mai avut alte persoane care să fi necesitat îngrijiri medicale? Da, este un pacient din pe cardiologie la Spitalul Județean Botoșani. Au mai fost pacienți care s-au prezentat în unitatea de primiri urgențe, care au primit îngrijiri medicale și au plecat cu o contuzie de genunchi, cu o plagă, fie cu un atac de panică, dar au primit doar îngrijiri medicale și au plecat la domiciliu sau unde au plecat în continuare pe traseul lor. La Spitalul Dorohoi au fost câțiva care s-au prezentat, dar neavând nevoie de internare. Au fost gestionate și două gravide monitorizate de către colegii noștri. În cazuri deosebite, în afară de această fetiță care a fost victima unui accident rutier, care are un hematom perisplenic, un traumatism abdominal, și că pacientul de pe cardiologie, alte cazuri deosebite nu am avut. Refugiații din Ucraina care ajung la noi și au nevoie de servicii medicale trebuie să prezinte un anumit act. Aceste cheltuieli pentru îngrijirea lor sunt decontate de statul român? Sunt decontate. S-a dat acum un ordin în care primesc până la 90 de zile primesc îngrijiri și pot beneficia de gratuitatea serviciilor medicale ca și orice cetățean al statului român.